tu știi unde ești, jumătatea ta nu știe. Tu știi că tu ai suprapus, da? Divorțul trecut, 7 ani în Tibet, lacrimi și of, 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 dar de ce stăm despărțiți, dar de ce nu ne înțelegi și lacrimi și ai plâns și ai, da? Că ai stat în relație măritată 20 de ani, câți ani ai stat? Și n-ai înțeles ce ți se întâmplă și ai suferit ca un câine și ai tot, da? Și acum te-ai mutat, înapoi în viitor, te întorci acolo unde ai plâns și înțelegi de fapt despre ce tu ai întâlnit pe altcineva, ai trecut prin ce ai trecut, ai fost băgat, băgată în triunghi, cu cine rezonează? În triunghi, da? Ai văzut tot ce s-a întâmplat, ți-a fost pleasnă magic pusă, ai văzut tot, da? Înapoi în viitor. Acum înțelegi după cine plângeai, tu nu plângeai după fostul tău cu care... Și n-aveai treabă, nu înțelegeai de ce plângi, că nu simți nimic față de om și vă despărțiți foarte ok, sănătos, că nu mai aveți ce să vă spuneți. Dar de fapt era suprapus cu anul trecut, de fapt, întâlnirea, da? Cu cine rezonează, cine și-a întâlnit jumătatea. Anul trecut s-a întâlnit jumătatea, a început nebunia, după aia s-a intrat într-o vrie și într-o nebunie de nu știu ce triunghiuri, patru latere și nu știu ce, și n-ai înțeles ce s-a întâmplat, da? Repede înapoi în viitor și înțelegi, de fapt, și nu înțelegi cum așa repede atâta suflet ai pus în relația asta, deja, și ți s-a întrerupt tot. Și lacrimile de acolo de fapt, aici despre așa ceva era vorba. Aici te durea tare și nu înțelegeai ce ți se întâmplă. Dar nu ți-aduce aminte să fi plâns, să fi suferit și să fi rugat omul să nu plece, să nu... Da? De anul trecut. Tu ții minte înapoi în viitor unde plângeai tu despre ce era vorba și era suprapus. Și acum înțelegi că tu ai plâns despre prezent viitor, nu despre prezent trecut. Ca și cum iar nu ți-a ieșit relația. Înțelegi? Unde ești? Acolo. Și ai rugat să nu plece omul și să se întoarcă și omul ți apare așa din când în când. De 8 ani tot ți apare. Înapoi în viitor. Tu tot sufereai după prin ce ai trecut. Și e chiar quantum leap, e chiar neîncarnarea și chiar suferi și plângi după nu știu cine. Și transfer energetic și fostul tău apare în viața asta, am mai zis, am mai povestit, da? Acolo ești, acolo ești, acolo ești. Ok.